Salutare lume, sunt Narcis Gaming, bine ați venit la un nou episod de Bleach Mod. Da, eu mi-am dezactivat banca, dacă o să mai am nevoie de rost să-l activez, dar în orice caz mare parte de șicaie va trebui să acopăr aici. Vrei să-mi fac chiar gard și poartă, ce va exploda creeper-ul. Și în zona am auzit și niște lupte de săbii, deci cineva s-a luptat în preajmă. Și asta nu e de bine, trebuie să verific neapărat. Dar să acopăr eu aici frumos, înainte de a verifica. Și nu mai am. Păi atunci să verificăm. Nu cred că va fi nevoie de și cai, de ce, să vedem. Zburăm pe aici până vedem noi ceva legat. În jur nu-i nimic. Stai, acolo e ceva. Și asta. Tis garganta? Nu știu ce e asta. Orice ar fi, nu știu, nu cred că ar fi de bine. Nu, cu am dat ar fi bine să o pun la păstrare. Această tezgarganta. Oasele o să-mi trebuiască să-mi fac niște bone meal și că de-aia să le iau la mine. Deci ceva s-a întâmplat acolo, a fost o luptă crâncenă. Și eu nu mai am decât un gard. Orice s-ar fi întâmplat acolo, am mai putea ataca din nou cine a atacat. Trebuie să mă asigur că nu o să mai atace din nou. Cine a fost? Mă tem că s-ar fi putut să vină după mine. Oricine ar fi atacat după mine a venit cu siguranță. Acum că am bancaiu, sunt mai ușor de detectat din cei din Sour Society. O să mă găsesc eu cât de curând. Tunică? Nu încă. Dar nici mult nu mai e. Cred că chiar voi avea nevoie de bancaiu meu. Iar. Deși nu pot să folosesc șumpou când sunt în bancai, pot să-mi folosesc restul abilităților. Deocamdată n-am de ales. Pă bune! Până când îmi reconstruiesc gardul complet, n-o să am de ales decât să-mi fac așa. O să adaug acolo gar și nu va mai fi nevoie să pun altă bucată sau în fine să o pun. Oricum eu pot zbura dacă e ceva, deci plus șumpă, deci nu o să am mari probleme. Dacă se întunecă voi avea nevoie de bancaiul meu. De tot nu-mi dau seama oare ce s-a întâmplat. Noaptea trecută am găsit așa ceva. Cel tezgarganta. Nu știu. Cred că garganta, am auzit termenul ăsta. De la însă și creasa Hichigo. Garganta, garganta. Garganta. Așa e. Hichigo și cu ceilalți au folosit o garganta ca să meargă în Heikomundo. Deci s-au dus în... Deci ce a fost acolo a venit din Heikomundo, Casa Holo. Oare să fi fost un arancar? Și dacă a fost un arancar, ce a căutat aici?
Nu are logică. Ce ar căuta un Arrancar aici? Mai avea energie spirituală măricică, dar asta nu înseamnă că un Arrancar ar putea apărea așa din senin. De ce mi-am activat și Caio și de ce vreau să intru aici? Fiindcă de obicei mai pace sunt niște mob și în fine să mai rup și cu ei. De fapt nici nu măcar nu se mai spawnează ceva. Da, întunicarea de seară. Da, mai avea nevoie de banca eu meu. Nu pot să cred că o să fac asta. Dar, până la urmă, voi fi nevoit de asta. Deci, bani, cai! Flame, Zangetsu, banca eu meu. Cel imatur, incomplet. Orice s-ar fi întâmplat de s-a auzit lupta aia de săbii, ar mai putea să fie iar. Deci vreau să mă asigur să nu fie apărut iar un Arrancar. Un Hollow Wolf? Nu e așa periculos. Îi pot da foc imediat. Nu l-am ucis. Trei lovituri, exact ca cu masca. Și cu masca una. Măcar acum că avem bancai, batem un holo mai ușor decât înainte. Creeper. Da, nu pot să-mi folosesc și un păul. Bancaiul meu e matur. Dacă ajunge la o formă nu de Bankai adevărată, ar fi mai bine. E așa ciudat cum de nou a apărut Arrancar-i până acum. Păi pun o mică pauză, revin când mai apare vreun holo sau ceva mai înfricoșător. Da, să vedem mai nimic. Ce ciudat, mai din era un holo acolo. Ce se întâmplă? Holo apar și dispar? E ceva ciudat aici. Stai, ce e acolo? E un holo? E un Shinigami. Holo ăla nu degeaba a dispărut, a apărut un Shinigami. Shinigami vârfitor. What the fuck, și de unde a mai apărut? Wolf. A apărut fix aici. Holo netremic, nu o să scapi așa ușor. Te avertizez, pentru că acum urmează transformarea mea. Holo. Ce-a fost asta? Acum să te văd. Lupișor, ce poți să-mi faci? Nu! Acolo ți-e locul, câine rău. Câți zombi? Ce n-o să aibă ce să-mi facă? Săteni? Zombi săteni, wow! Supăre de oameni prinse.
Ce? Nu a dispărut acel Shinigami. Cred că ce s-a auzit mai înainte a fost Shinigami-ul ăla care și-a luat o păcoajă de la cineva. O vrăjitoare. Și mulți păienjeni. Cucubeu. Poți scăpa cu masca foarte ușor de oricine. Enderman. Păi nici nu pot să ajungă la mine, dar nu și zombie. Am uscadă? Wow. Ce vă... What the... Wow. Ce ați făcut, mă? Credeți că mă puteți prinde pe mine? Nimpas. Regenerarea. Mas, puterea mă și pentru regenerare, ce sunt, nu mai funcționează. Vă ascundeți după dărți, să nu vă văd. Ingenioasă mișcare. Recunosc, e destul de ingenios. Ce e ăsta? Un zombie cu lopată? Wow. Asta a fost mai ciudată? Ce să zic? Enderman-ul ăla e acolo, l-aș putea prinde. Hulu. Shinigami. Nu e un singur holo, sunt doi. Dar mă pot ocupa de asta singur. Ce? Sunt un Shinigami, nu o să mor în fața unor zombie sau altceva. Soarele, răsare soarele. Înseamnă că toți o să se ducă. Și masca mea. Nu ar fi o idee de a s-o dau jos. Dar în fine. O să o mai țin. Păiaje în infect. Nu ți-a ales bine unde să stai. Oh, nu. Hai. Insectă. Insectă și coasă. Nu mă vezi, dar îl atași pe ăla. Hai, înalță-te la mine. Holo ăla ars. Cu plăcere, Shinigami. Încă un Shinigami. Nu mă poți afecta suficient cu scheletele. Nici cu păianjenele. Ce? Nici măcar tu. Un creeper. Poți acum să-l ating să nu bubuie. Să vedem cum să-l ating eu să nu bubuie rău. Perfect, nu mai permit încă o zonă distrusă. Soarele face să scape totul. Hei tu, Shinigami! Din portal a vrut să iasă ceva. Hei, Shinigami! Shinigami? Da, așa e. A, e mai bine. Shinigami, ce divizie ești? Divizia a șasea. Ai spus divizia a șasea? Da. Nu îndrăzne, să nu îndrăznești. Voi cei din divizia a șasea să veniți aici. Divizia a șasea. A șasea, deci. Asta nu-i bine. Dacă divizia a șasea și-a făcut apariția aici. Eu nu v-am zis ceva. Eu sunt un fugar din Sărul Society, de ce? Nici farse, capitanul și vicecapitanul diviziei a șasea. De aceea nici acum nu mai iertat. Nici renji. Și
Asta a fost doar două motive și mai al treilea. Zaraki Genpachi și pe mine și pe Ichigo vrea să mă ucidă în luptă. Dacă mă gândesc mai bine, n-ar fi ideea să dezactivez bancaiul. Nu mai ai putut să mă atragi nimic. XP zburător? Hoai. Păi, arrivederci bancaiule. Eu la revedere la bancaiul meu. Măcar pot folosi iar și un po. Și dacă tot n-ar mai fi nimic pe aici, ce m-ar putea ataca? Eu puțin ce m-ar putea ataca rău. Nereu. Ceva ieșise din el. A fost un por zombie, dar după s-a întors imediat. Tot nu înțeleg. De ce are și un port? Am lăsat portul în supravegheat în lumea aia, dar nici nu știu dacă m-ar băga în lavă sau nu, așa că trebuie să mă asigur. Nu vreau să mor. Dar mie încă mi se pare ceva ciudat aici. Ce picat așa să și-ar face apariția aici? Recunosc că am mai atacat câțiva holo. Adică Shinigami nu aș vrea să fie din brigada a 6-a, pe care nu vreau suport. Din păcate nu mai am de foarte lemn, dar mai fac eu rost. Dar ar fi bine să mai fac rost de niște lemn. Păi pun pauză și vin după ce am mai făcut rost de lemn. Și repar gardul. Da, se pare că am mai găsit ceva gard în... Așa, în interiorul unui cufăr. Și cel cum era mouse, iar s-a defectat. Hai să... Noi punem asta. Să ne punem gardul. O să luăm bucățele alea de dor cât de curând, dar mai întâi să avem gardul luat și pus cum trebuie. În sfârșit avem gard. Cum trebuie să punem și noi poartă, uite, hai că o punem chiar aici. Căci de pe lângă poartă a fost distrus prima dată gardul. Dacă mi-am bine aminte. Nu pot să... Tot o să mă răspund eu pe acei mobi. Pe acel creeper care a bubuit din senin. Nu avea cum să bubuie din senin așa. Deci, practic... Ceva, cineva... A făcut ceva acelui creeper să bubuie așa din senin. Și dacă mi-a apărut să-mi apară o holo pe aici... Ceva mi s-a întâmplat cu torțele mele. Trebuie mai multe torțe puse. Nu știu cum acel Hollow Wolf, Loop Hollow, a reușit să intre acolo. Dar nu o să mai poată apărea. Bun, acum totul cred că o să fie ceva mai luminat și nu o să mai apară chiar atâția holo. Nu o să mai spawneze mobi sau holo în curtea mea.
sunt acele puncte care dispar, nu chiar în apropierea mea. Și nu încoace. Am căzut din greșeală. Ups. Deci aici e portalul. Da, uite campa. Uite aici înăuntru e portalul. Da. Dispar multe în apropiere și sunt. Stai. Sunt fix în zona lui, deci ar trebui să-l văd. Să văd ce ar putea fi chestia aia. Și nu, nu o văd. Nu văd ce ar putea fi. Da, aici am luat ultimul lemn care îmi trebuia. Deci eu acum Minecraft cu copacii pot rămâne așa. Singura șansă ca să trec ceva peste va fi șuncă. De acolo pot să trec ușurință aici. Datorită morului. Zice că e lag. Iar se întunecă. N-am chef de încă o luptă. Așa că vă zic cam atât lume cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!